Vă salut dragii mei prieteni, bine v-am regăsit la un nou vlog. Nu înainte de a începe acest vlog vreau să-mi cer scuze că nu l-am postat ieri, așa cum v-am promis și dumneavoastră, doar că am fost până la cineva în vizită și nu am mai avut timp să-l și înregistrez. Sunt sigur că dumneavoastră mă iertați pentru că vin cu vești noi și probabil bune pentru unii, proaste pentru alții și așa mai departe. Așadar, în acest vlog vreau să vorbim puțin despre favoriții din data de 13 decembrie, favoriții din data de 20 decembrie, cine părăsește emisiunea, cine pleacă. O să vorbim puțin despre un concurent pe care vreau să experimentăm în acest vlog și să îl votăm. Și nu în ultimul rând vreau să vorbesc puțin despre Bianca și Livian, ceva ceea ce ar trebui să știți și dumneavoastră și să vă inte bine în cap anumite lucruri. Dragii mei prieteni, acum vreau să vă reamintesc, în gala ce o veți vedea peste o săptămână, mai precis în data de 13 decembrie, vreau să vă reamintesc că favoriți atunci vor fi. Alexandra și Cristian Comunici, iar cecul pentru a trei oară consecutiv, staful îl acordă Alexandrei. De ce spun staful, o să vedeți și dumneavoastră mai târziu, eu mereu am bătut obrazul stafului pentru că până la urmă mai sunt concurenți acolo în casă, nu știu dacă este normal să câștige doar Alexandra bani. Până la urmă cei de la canal D să facă emisiune cu ea și cu, cu sora ei. Dar în fine niciun fel de problemă. Mihai părăsește emisiunea, iar în locul lui Mihai eu v-am spus atunci că posibil să intre Găbiță de la Craiova, ceea ce s-a și întâmplat. A intrat în Casa Puterea Dragostei ca spectator, iar acum vă dau în premieră. Noul concurent se numește Romeo. Ceea ce nimeni nu a spus lucrul ăsta, o spun eu pentru prima oară și în premieră, noul concurent care îl veți vedea pe data de 14 decembrie sau 15 decembrie în funcție de cum se difuzează emisiunea se numește Romeo. Acum vreau să venim puțin și să continuăm cu gala din data de 20 decembrie 2020 unde favoriți după cum bine vedeți aici avem pe Alexandra și Marinescu în față propuși spre eliminare sunt Romeo concurentul cel nou și Maia, iar eliminată este Maia pentru că după foarte mult timp câștigă și Cristian Marinescu cecul. Și acum, dragii mei prieteni, nu înainte de a vă da următoarea veste, vreau să vă rog foarte mult să vă abonați la acest canal pentru că după cum bine se vede ceea ce spun eu, apoi toată lumea fac vlogul și spun că ei dețin informații din Casa Puterea Dragostei ca dovadă. Ceea ce am postat eu pe Instagram, favoriți și așa mai departe, au început să spună și ei că știu favoriții. În premieră eu v-am dat noul concurent cum se numește, care a intrat în Casa Puterea Dragostei. Romeo, am fost primul care am spus că Nico s-a intrat în Casa Puterea Dragostei. Acum sunt primul care spun că mai apărăsește emisiunea Puterea Dragostei și sunt primul care spun că Rareș se va întoarce din nou în emisiune pe motiv votul publicului. Așadar, dragi mei prieteni, nu vă îngrijorați. Rareș pot spune că a luat o mică vacanță, a fost până în România și s-a întors înapoi în emisiune. Încă o dată mă repet, motiv votul publicului. Dacă este așa, este ok, doar că nu prea cred în votul publicului, pentru că voi până la urmă băgați persoanele care vreți să le băgați. Dar haideți să încercăm noi, dragii mei prieteni, ai canalul Culise TV, ca pe fiecare săptămână să încercăm să votăm un concurent și să promovăm, să vedem dacă chiar se ține cont de votul publicului. Eu săptămâna asta am ales să-l votăm pe David și chiar eu personal am făcut dovada aici pe canalul, pe site-ul www.puterea-dragostei.ro eu i-am acordat votul meu lui David. Chiar sunt curios și eu să văd dacă staful ține cont de voturi, deși, sincer vă spun, e greu să cred. Nu ai cum tu să o pui pe Alexandra de trei ori câștigătoare la rând în caza puterea dragostei. Până la urmă mai sunt concurenți, mai sunt concurente care sunt acolo în emisiune, nu face emisiunea singură și ti respect pentru public și susținătorii altor concurenți, mai schimbați și voi pentru că ne-am plictisit să vedem același lucru zi de zi. Dragii mei prieteni, și acum să vorbim puțin despre Bianca și Livian. Dar nu înainte de a începe subiectul, vreau să-mi dați și mie un like la acest vlog pentru că v-am spus like-urile dumneavoastră mă aduc la recomandate și ne poate vedea cât mai multă lume. Știți foarte bine că eu v-am spus dumneavoastră cum că Bianca și Livian se vor împăca și vor face sărbătorile împreună. Încă o dată eu, după cum bine mă cunoaște, sunt o persoană asumată și mi-asum absolut tot ceea ce spun doar că am văzut că unele persoane comentau cum că, Doamne, Tu nu știi că minți, că ei nu se vor împăca niciodată și alte persoane, normal, bineînțeles, comentarii care au spus da și eu cred, se vede că Bianca iubește pe Livian și așa mai departe. Iar alții spun, nu, nu se vor împăca, vezi că ai mințit, că ei nu se împacă și așa mai departe, că am văzut eu pe vlogul Bianca, unde a spus Bianca că nu se împacă. Dragi prieteni, Bianca poate să vă spună orice, Livian poate să vă spună orice eu încă o dată vă spun că eu am persoane din anturajul lor nu pot spune din anturajul cui doar că vă spun că din anturajul lor unde vă pot confirma și eu v-am demonstrat de atâtea ori chiar și când Bianca a fost la Cluj după Livian vă aduceți aminte că eu am făcut acel vlog și v-am spus că Bianca a fost la Cluj după Livian și tot la fel a țărit o parte dintre dumneavoastră restul tot respectul meu că ați avut încredere în mine și m-a susținut și s-a deveit mai devreme sau mai târziu că Bianca a fost la Cluj după Livian. Dar țineți minte că am fost primul din România care v-am spus că Bianca a fost după Livian la Cluj. Acum, eu din respect pe unii dintre dumneavoastră nu v-am blocat pentru că nu mi se pare normal. Tot timpul este bine să dai a doua șansă. În al doilea rând, eu nu am spus niciodată că Bianca se va împăca acum cum și dumneavoastră ați intrat și ați lăsat în comentarii la mine că uite Bianca cu Livian nu se împacă sau nu s-au împăcat. Nu, eu am spus că Bianca cu Livian până la Crăciun vor fi împreună și probabil vor face Crăciunul împreună. Acum că Bianca sau Livian nu vor să recunoască pentru că, după cum bine știți, nici la început nu a vrut să recunoască că a fost la cruz sau că vorbea Livian cu Bianca în timp ce era cu Nicol și așa mai departe. Nimeni nu recunoaște, nimeni nu se asumă. Doar că eu, după cum v-am mai spus, absolut tot ceea ce v-am spus eu pe acest canal de YouTube s-a adeverit mai devreme sau mai târziu. Așa că, haideți să lăsăm timpul să treacă, iar celor care nu vă convine, vă rog foarte mult să părăsați. Dragii mei prieteni, acum vă las pe dumneavoastră să trageți concluziile. În fine, eu am simțit nevoia să dau explicația, în primul rând, despre Bianca Bibișorilor, care m-au susținut și mă susțin cu adevărat. Restul, v-am spus, comentarii proaste, urâte, veți fi blocați, pentru că pe acest canal al meu se uită și copii și mi se pare normal să nu vadă în jurăturile dumneavoastră. Dragii mei prieteni, cam acesta a fost vlogul. Vreau încă o dată să vă spun să intrați și pe canalul de Instagram al meu care se numește Culise TV, scrieți Culise TV, acesta este profilul, după cum bine vedeți, favoriții eu i-am postat de ieri pe canalul de Instagram Culise TV și bineînțeles informațiile au fost preluate și pe această cale alții spun că ei dețin și fac și știu informații din Casa Puterea Dragostei. Dar în fine este treaba lor, până la urmă pe această platformă este loc pentru toți, doar că e bine să ne vedem lungul nasului și să menționăm de unde știm și ceea ce știm. Dragii mei prieteni, încă o dată vă mulțumesc foarte mult. Dacă doriți să distribuiți acest vlog, pentru mine este o onoare, numele meu este Alin și vă doresc să auzim numai și numai de bine.